Cel mai important obiectiv după ce armata română a pierdut războiul în Transilvania a fost capitala. Deși pregătisem apărarea capitalei, avem forturile ridicate cu eforturi foarte mari, acestea n-au mai contat în bătălia pentru București. Pentru că tehnica militară evoluase foarte mult, pentru că noi eram o armată care se retrăgea în dezordine, pentru că nu am avut clar forța să ținem piept unei mașinării de război teribile, și anume armata germană. Bătălia pentru București s-a dat între 29 noiembrie și 3 decembrie 1916. Din momentul în care s-a dat asaltul capitalei, guvernul României, Casa Regală, instituții au plecat, au luat drumul Moldovei, s-au retras în Moldova. Apărarea Bucureștiului a fost organizată de generalul Prezan. Generalul Prezan a conceput planul bătăliei în zona Neajlov, cu scopul realizării unei defensive la nord și la vest și a unei ofensive, asta era surpriza pe care o pregătea inamicului, a unei ofensive spre sud, cu încercarea de a arunca inamicul peste Dunăre. Atacul decisiv al armatei române a fost planificat pentru ziua de 30 noiembrie 1916. După lupte violente, armata germană și trupele bulgare și turce venite de peste Dunăre au fost determinate să se retragă, nu foarte mult, undeva în stânga Neajlovului pe linia Mihăilești-Bragadiru. Pe 1 decembrie 1916, dimineața, generalul Falkenhayn primește de la ofițerii săi un ordin de operațiuni al armatei I-a române. Deci cel care ducea acest ordin de la generalul Prezan a fost interceptat de inamic și din acel moment Falkenhayn a știut care sunt intențiile românilor. Ce a făcut Falkenhayn? A contracarat acest plan de operații al armatei române, căzând în spatele nostru. La 3 decembrie 1916, românii fiind obligați să înceapă retragerea de pe frontul de luptă, adică mai direct această mișcare a determinat abandonarea Bucureștiului. Bătălia pentru București, putem să spunem că reprezintă cea mai mare bătălie din primul război mondial în care a fost implicată armata română în anul 1916. A fost ultima încercare a noastră de a schimba soarta campaniei 1916. Pentru această mare bătălie putem considera că monumentul reprezentativ este acest monument din Băneasa, denumit ultimul străjer al capitalei. Este legat acest monument și de istoria tragică a unui soldat român, respectiv în timpul retragerii administrației române din București la 4 decembrie 1916, în cursul unui schimb de focuri cu o patrulă germană care acționa în zona podului Băneasa și a pierdut viața sergentul cavalerist Nicolae Păianu. După război, în anul 1921, deasupra locului de veci al acestui erou, Societatea Cultului Eroilor a ridicat un monument în memoria sa. Este creația sculptorului Ernest Donau, cunoscut inițial sub numele de Monumentul Ultimului Apărător al Capitalei, monumentul a intrat în conștiința publică și sub denumirea de Ultimul Străjer al Capitalei. Monumentul a fost realizat în București. Vedem că are forma unui obelisc. Este ornamentat bogat, cu elemente simbolice. Iată, pe fațadă este montată o placă de bronz cu textul Ultimul Străjer al Capitalei 1916. Foarte important de remarcat în destinul acestui monument. Iată, suntem în apropierea aeroportului internațional Laurel Vlaicu. Monumentul a fost mutat din locul unde a fost dezvelit, adus în această zonă în anul 2007, ca urmare a lucrărilor de fluidizare a traficului pe DN1, o acțiune coordonată și acceptată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Și iată, din 2007, ultimul străjer din primul război mondial salută
pe toți cei care pleacă sau vin în România de pe aeroportul internațional Aurel Vlaicu, foarte important pentru că știm de lucruri legate de destinul altor monumente istorice. Da, sub acest monument au fost aduse și osemintele sergentului erou de cavalerie Nicolae Păianu. Ele au fost reînhumate cu onoruri militare la baza monumentului.
Thank you.